Bună ziua, dragii mei! Sunt arotela cu nouă etalare pentru cei cu soare luna Venus, a cem nord în pești, etalare pentru perioada aș zice 15 septembrie, 15 august 15 septembrie, dar vibrația, pornirea acestei etalări uh, s-a declanșat odată cu portalul 8-8 ca să. Facem așa o mică diferență. De ce se întâmplă? Eu știu ce energii vom vedea. Pentru că s-a declanșat ceva la portalul 8-8 și între cele două portale, 8-8-9-9, evenimentele funcționează un pic altfel. Etalarea generală, prezentarea generală, aceste de cărți mi-a -mi arătat 2 de monede, 10 de cupe și sinele fiți sinele. Cărți foarte frumoase de altfel. Doi de monede. Trebuie să alegeți. Dragii mei peștișori, femei, bărbați ce sunteți, cu soare, lună, venus, ascendenu, nord în pești. Alegerea oricineva trebuie să aleagă între voi și altă persoană ori voi, sau poate să fie și una și alta evident, că pot să fie două mesaje în paralel. Și pe de altă parte, voi trebuie să alegeți, trebuie, ar fi frumos să alegeți sinele și fericirea voastră interioară, creșterea voastră spirituală, 10 de aparată altfel în acest context, în această set de cărți, da? o carte foarte frumoasă, care prin acest simbol mi-aduce de Marea Preoteasă. Dar trebuie să alegeți între lucrurile cotidiene, mundane, nu? Așa se zice uneori. Lucrurile cotidiene, posibilitățile mai mult sau mai puțin simple și cele miraculoase, spectaculoase. Această carte acum mi-atrage atenția altceva în această carte. Faptul că sunt, da, patru, ouă, două mai mici, două mai mari. Ideea este că aveți posibilități mai mici și posibilități mai mari, dar cele mai mari posibilități, în ce sens mari și mic, ca și grandoare, ca și durabilitate. Cele mari, cred că țin foarte mult de starea voastră emoțională și spirituală, adică e foarte frumoasă te uite, cum, cum mă, mă ghidează spiritul să mă uit la anumite elemente în timpul unor etalări. Acum mă uit la această inimă care este undeva în cer. Da, dacă ajunge să vă iubiți nouă de apă, da, să vă iubiți aproapele pe, ca pe voi înși vă, da, frumos, undeva începe să vă proiectați în alte ceruri, în alte dimensiuni, în alte spații sau vieți. Uh, pentru că viața asta este cum este, pământul e cu provocări, cu suferință, cu greutăți. Uh, viața pe pământ nu e simplă. Poate să zică ce filozof o zice, dar viața pe pământ este făcută ca să ne provoace să creștem spiritual. Și cum poate să ne provoace dacă nu prin suferință și greutăți și obstacole, da? În momentul în care nu avem obstacole, nu mai creștem. Pentru că stăm frumos, confortabil în spațiul nostru. Următoarea carte ar mai fi Sinele, iar o carte spirituală. Da, a spus, doi de monede, alege. Alegeți cu ce fel de dimensiuni, universuri, dar oul e un univers pentru mine, cu ce fel de universuri vreți să jonglați? Și în sensul frumos al cuvântului, vreți să, să faceți din jocul acesta o artă, o artă magică, în ce sens magică? În sensul de, spectacol deosebit, da? Că arta are și agrade vă spun eu ca și artist, da? Arta are și agrade e ca și când ești în faza de student, de amator sau începător și apoi încet, încet devii profesionist sau mare artist, da? Depinde cum vrei să faceți această jonglerie în sensul frumos al cuvântului, e un joc. E un joc. Jucați-vă cu universul într-un mod creativ, dar în așa fel încât să creșteți spiritual. Deocamdată n-am văzut nimic care să țină de creativitate în acesta. Probabil că mesajul nu a venit întâmplător. Vom descoperi ceva. Ceva, ceva. Iar același mesaj se poate proiecta și pe o altă persoană care ar, ar dori să vă aleagă. Simte că puteți să fiți fericiți de deci de apă împreună, dar pentru această alegere sau ca să fie acel personaj fericit cu voi, trebuie să crească. Trebuie să-și asculte sinele, trebuie să asculte divinitatea, trebuie să-și țină în echilibru dragonii, dragonii, dragonul, nodul nord și nodul sud, da? trecutul și viitorul. Da? Foarte interesant mesajul. Când le-am văzut, mi-au plăcut, dar niciodată nu știu ce voi spune, pentru că asta este cu această canalizare. Ce spui în momentul filmării este uimitor și pentru noi, da? La capătul setului de cărți aveți tatăl. Numărul 5, poate, apropo de creativitate. Deci avorul numărul 5, numărul anului acesta, dar și al creativității, este tatăl. Bărbatul Divin. Pentru unii. Poate sunteți doamne care aveți să face cu bărbatul divin. Poate sunteți bărbați care, fiind în această vibrație, sunteți provocați, cum am zis mai devreme, să alegeți dragostea șase de apă. Iau, ta, să alegeți dragostea necondiționată. Uh, să renunțați eventual la ego, că văd aici un leu să renun și suntem în perioada zodiei leului, da? să renunțați la ego și să alegeți dragostea. Poate cineva vă provoacă într-un fel sau altul un suflet pereche care vine din alte vieți. Și experiențele pe care le trăiți vă provoacă să alegeți din suflet. Și ia uite, e vorba de, la, de alegere, choice, da să o luați de la zero, dar alegerea pe care le faceți de acum încolo să fie din suflet și asta să vă aducă creștere spirituală. Iar doi de foc, doi de monede, doi de foc, iar este o alegere pentru acest bărbat, în mod special poate să fie o alegere între două femei. Amândouă reprezintă pasiune. Dar uitați ce frumos vin cărțile. Una reprezintă desire, uh, o lume. Ba, 20, am zis, da, am zis lume, pentru care are numărul 20. O lume trăită uh, cu, această uh, doamnă, cu această persoană manifestă doar focul acesta fizic sau pasiunea, atracția fizică. Cu cealaltă... Se manifestă altfel de foc, un foc care, după cum vedeți, aici este galben, galben spre portocaliu, galben spre portocaliu și sinele tot spre galben spre portocaliu merge. Cu cealaltă puteți să aveți creștere spirituală. Este o altfel de pasiune. Dacă sunteți bărbați, dacă nu, doamnelor, aveți a face cu un bărbat, un bărbat, ar putea să fie, dacă nu este bărbatul divin, poate să fie un bărbat căsătorit sau cu o poziție specială în societate și este provocat, da? Poate voi sunteți personajul cu, care atrage mai degrabă fizic și cealaltă atrage spiritual, dar nu vă umflați în pene, dragile mele, pe ștoice. Dar poate să fie și invers, pentru că știm și, și pe ștoice care sunt evoluate spiritual. Unele, da? Ei, și acest personaj bărbat trebuie să aleagă între dorința carnală, desire și dragoste. Dragostea care aduce vindecare, da? vindecare după regret, dar pentru asta trebuie să te ascultă intuiția și uite ce frumos, dacă ascultă, vai ce frumos, vă spun o poveste întreagă, dacă ascultă intuiția, își se, se manifestă uh, cuplul divin, bărbat, tatăl și mama, bărbatul și femeia divină, da? Nouă de cupe, nouă de apă despre care am vorbit mai devreme. Uf, uh, uh, uh. Interesant. Hai să vedem ce legătură au aceste cărți. Le pun totuși în ordine, că poate mai trag cu ochiul în, timpul etalării. Sau ceva din ce voi spune, mi-aduce aminte de ce am văzut aici. Să le pun frumos în ordine. Acum, am amestecat cărțile și din seria animalelor. Ca și ghidaș pentru această energie, trebuie să intrați în vibrația scorpionului. Știm foarte bine că scorpionul reprezintă casa transformărilor, trebuie să vă transformați. Dacă aveți tendința unele peștoaice să vă oferiți tocmai din atracție fizică și nu și spirituală emoțională, pentru că peștii, bărbați, femei au tendința să trăiască povești mai degrabă fanteziste, ireali, ireale sau... Um, fa Fantezist, am zis, ir irealist. lipsite de. De ce? ce -i care -i cuvântul care îmi scapă? De logică? Poate. Dar în ce sens? Știu. Și bărbații, și femeile în Zodia Peștilor, uneori, sau într-o anumită perioadă a vieții, sau unii dintre ei, datorită educației sau a hărții natale care, Știți bine? Neptun este unul dintre guvernatorii acestei zodii. Au tendința să se ofere din, această, din aceste motive. Atracție pur fizică. Nu știu să distingă între dragoste și dorință. Aici este, doi de monede. Trebuie să faceți distincția. Și voi ca femei și ca bărbați nu contează. până să, Ca să puteți atrage un bărbat care să aleagă între voi varianta voastră superioară dacă vreți să creșteți, evident, da? Spun pentru acest lucru, că poate sunt și peștoaice mai tinere sau mai needucate, mai educate spiritual în sensul ăsta și au nevoie de această avertizare. Cu cât nu crește spiritual, cu atât vă răniți ca scorpionul, da? Aceeași tendință are și scorpionul. Ca scorpionul care se otrăvește singur și prin pasiune, și prin foc, și prin tot. Și aici este transformarea, ca asta opta transformării, da? Se transformă dorința fizică, dorința de bani, pentru că sunt mulți pești care uh, acționează și din această nevoie de stabilitate pe care ei nu-și o găsesc și o găsesc în celălalt, celălalt da? Și apoi. Toate aceste frici nevoi se transformă în creștere spirituală în casa opta. Sper că ați înțeles, dragii mei, pentru că este foarte complicat și complex, mai ales complex, da? Unii fug de acest cuvânt complicat, dar nu, este complex tot ce am spus mai devreme, mesajul, da? Hai să vedem. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate valetul de monede, iar să pământ pentru unii și șase de băte. Cineva, cred că e un personaj mai tânăr sau cu o atitudine tinerească, valetul de monede, care ar dori să vă contacteze și să vă invite la un eveniment. Eu am vrut să zic întâlnire, dar a ieșit eveniment. Poate să fie și întâlnire, evident, cam în două... Uh, reprezintă un personaj care vă invită undeva, dar poate, cu acest, această mulțime poate să fie și un eveniment public. Eu voi invita la vernisaj. <laughs> e cam greu, încă nu l-am stabilit, probabil că e la sfârșitul lunii. Să vorbească un domn extrem de deștept la acest vernisaj. În fine, am făcut o glumă. Evident că nu o să puteți veni foarte mulți, dar. Oricum, venisajul este mai restrâns. Deci cineva vrea să vă sune, să vorbească, să comunice, eventual să spună că a ales, doi de monede și aici apare valetul de monede, a ales, a stat, a ajunglat, a gândit de fapt ce vrea și vrea să crească spiritual și vrea da, să descopere o nouă lume și vrea să își găsească un partener care sau parteneră care să îl ducă sau cu care să aibă victorii împreună în sensul frumos al cuvântului. E ca regina de cupe la capătul setului de că sunteți voi, doamnelor, domnișoarelor, puteți să fiți și domnita, da? regina de cupe. Varianta generoasă. Regele de cupe e un pic mai restrâns, emoțional. Regina de cupe e destul de generoasă. Așa. Și urma de opte de băte. Probabil că este nevoie să se călătorească, dar și comunicare. 8 de bute înseamnă și comunicare, o comunicare cu 6 de bute și 8 de bute cineva clar și 5 de bute. Vrea să vă cucerească. Pentru că a ales, pentru că este îndrăgostit, îndrăgostită și vede creșterea, o împărăteasa și 4 de bute. Iar cuplu perfect, cuplu ideal, îl vede. Dar probabil că ceva în această poveste trebuie să mai aștepte, poate distanța dintre voi va a pus în așteptare și așteptarea a fost necesară, permisă de univers ca să vă vindecați și să vă echilibrați și unul dintre voi să crească cât de cât să la ajungă din urmă pe celălalt. Aveți vă și un valet de un cavaler de spade, iar comunicarea, dorința cuiva de a comunica. Această intenție a sa de a o lua de la zero, probabil că lasă în urmă un cuplu care scârție sau un cuplu care a fost construit, cum am zis mai devreme la începutul etalării, pe dorințe fizice. Și dorința fizică nu este reprezentată doar de dorință carnală, poate să fie de, reprezentată și de nevoia de stabilitate financiară, da? Înseamnă foarte mult. Hai să le, punem. Să le pun eu, da? Acum, vom vedea ce va fi că unii dintre voi rămâneți doar cu acest mesaj. Rămâneți că e frumos. Rămâneți măcar cu mesajul ăsta. <gântu -i> că nu știu ce să mai fie. Unde să punem noi cartea? Am simțit nevoia să pun o lucrare. Nu știu cât se vede. Să pun o lucrare. Este o doamnă care își pierde, se pierde în emoții. Și felul ei de a se pierde în emoții îl face și pe domn să-și topească gheața. Un domn de gheață. Un pic mai aerian sau poate mai mental. Vine, lucrarea se ține într-o altă poziție, dar am pus-o așa, și am simțit, așa am fost ghidată, da? Și toată are această atitudine mai sentimentală, emoțională, și felul în care ea se lasă în voia celui fără voie, îl, îl topește, îl impresionează pe el, pe el acum. Peștișor, soare, lună, să așteptem de nord în peștișor, august, septembrie, 15, august, 15, septembrie, dar evenimente, energii care au fost declanșate de 8 a 8 -a și 9, -a, a au fost și sunt și vor fi. peștișori, peștișori, hai să vedem. Wow, am vorbit de transformare și de scorpion, yes, mulțumesc mult, energie, Divina. Și? Da, mulțumesc. Valetul de bătăie, iar nevoia de comunicare, stai să mai vedem. Dorința, atracția fizică, 5 de spade, conflicte mentale, trei de cupe, da, că dacă mai e un alt personaj în context, sunt conflicte mentale și tăcere, eremitul, ha, ha, analiză, hiperanaliza cuiva. În mod special, a unui personaj cu acest eremit, uh, nu musai fecioară, dar uh, personaj cu marcaj intens pe mercur sau sau care trece printr-un tranzit uh, special. Hai să și imediat o să și clarific ca să nu vorbesc. Ia te patru de monede. Bărbatul acela care este provocat stă într-o familie, într-un job, a fost educat, să muncească, da, felicitări bărbatule, felicitări femeie că poate este și o femeie, nu contează. Este un personaj, Da poate să fie și femeie și femeie, eu știu, cu marcaj în semn de apă nu zic nu, dar acest personaj are marcaj în semn de pământ foarte puternic personaj cum tradițional, destul de închis muncește, da, fericitări. muncește, dar nu mai vede soarele, nu mai vede luna nu mai vede sterile, stă cu capul în pământ și când, când renunță la aceste bâte stă pe tronul său și ține banii acumulați și cam atâta. Și din cauza asta a ajuns să aibă gri să-și pierdă, pierdă nopțile. Dar uite așa apare marea preoteasă în viața unora, că tot am vorbit mai devreme. Probabil că la locul de muncă al unora sau această mare preoteasă inspiră la transformare, la reinventarea acestui personaj. Bărbat, femeie, nu contează. Marea preoteasă poate să fie și un bărbat da? care este extrem de intuitiv, sensibil, cu marcaj. Dacă e un bărbat cu lună în pești, dragii mei, ați cunoscut un bărbat cu lună în pești? Chiar dacă e alt semn. Eu am cunoscut. Săgetător cu lună în pești. Evident, ambele zodii sunt spirituale, da. Foarte sensibil. Și de fapt, doi bărbați săgetători cu lună în pești. De fapt, doi. Da, uite. Nouă de cupe. Această mare preoteasă, bărbat-femeie, ce este, care inspiră. Poate să fie o întâlnire la locul de muncă, dar, în primul rând, inspiră. Și cei care acuză, oh, că mi-a luat soțul, mi-a luat soția, nu e vorba de așa ceva. Când ești altfel, normal că inspiri, da? Inspiră, în primul rând, la dragoste nouă de cupe despre care am vorbit mai devreme, la dragoste de sine, ca să se poată manifesta cuplul acela deosebit. Ia uite, O nouă lume. O nouă lume în care pasiunea. Este cea care, într-adevăr, schimbă energia și duce la un cuplu cu reușite și în plan fizic. Dar plecarea este. Am citit un pic altfel, da? Plecarea este. Nu pasiunea fizică cât această transformare, reinventare a unui personaj, această dragoste de sine. Ho, ho, și e cale lungă, dragii mei, e cale lungă, de apar și conflictele, apare și eremitul, pentru că și eremitul are cale lungă de străbătut în întuneric ca să-și găsească lumina. Dar cale lungă. că e citit despre o peștoaică, sau mai multe, care trece prin această situație, dar cred că mai degrabă pe peștoaicele, unele, cele pe care le știu pe canalul meu, da? Nu toate. Dar majoritatea peștericilor care ascultă la... Ascultă tarot și ascultă și canalul meu, știu bine că au trecut prin această transformare. Dacă voi, domnilor, aveți de-a face cu peștoice care nu au nicio treabă cu spiritualitate, spiritualitatea, e ok. Asta e săracele, ar trebui să treacă prin ce am zis mai devreme. Da? Acum, totuși, eu am văzut uh, pentru o anumită categorie de ascultători am văzut totuși un personaj masculin care trece prin aceste transformări, care este provocat și trebuie să aleagă între dragostea, am văzut doi de pute, da? E aici. Între dragostea, Este bărbatul, da? a zis să aleagă ceoi, s-am văzut. Între dragostea pentru o femeie, roșul ăsta închis reprezintă pasiune carnală și roșul deschis pentru mine e eu energie inspirantă, da? Există atracție fizică, dar există și creștere spirituală, da? Duce foarte mult către soare, galbenul ăla. Și soare ce este? Dacă nu sursa noastră de creștere spirituală. Hai să mă amestec să avem clarificări. Peștișor, soarele nu o să ascende nodul nord în peștișori august septembrie 2021 s-a făcut mai oameni la 21 clarificări or... ah, ce vrea să zici? Regina de cupe, ia uite, despre voi uh, veți auzi ce ne venim da, niște vești, ia uite cineva vrea să vină să ia de la zero, să lase în spate ceva tradițional, tocmai vorbise m-am zis și mai, e a doua oară când apare mesajul ăsta o să vedeți, nu se știe când este o energie greu de ținut în frâu și imprevizibilă. Posibil, posibil, cu marcaj de aer, dar am zis marcaj, ca să nu vă fixați că, ești știu, este musai, geamă în balanță sau vărsător. Poate să fie oricine. Este marcajul cuiva. Hai, odată. De două ori. De trei ori tăiem și clarificăm. Mersi. Aude, patru de monede. Se dorește întâlnirea cu cineva sau cineva dorește o întâlnire cu voi. Hai să vedem. Clarificăm puterea. Cineva întorc în cea... A8. 8 a 8 a 8, 8, 8, da? 8 a 8 vedeți? Transformarea, portalul, că tot ansa aceasta etalare este de pe 15 pe 15, dar energia aceasta s-ar putea chiar deja să o simți, s-a declanșat la în momentul portalului. 8. -a. Interesant s-a terminat. O, oh, ce frumos, astfel de cupe și tot mai era să mă întrerup. S-a terminat la 9 și am zis că energia despre care vorbesc, vi... Fi, în fine, este marcată de cele două portaluri, 8, -a, 8, -a, 9, 9. Astfel de cupe, ce super, super, 2 de spade, aici. chiar marcaj puternic în semn de aer, adică cineva cu un mental, iau uite iar nebunul, nu? Un mental foarte puternic. Ia uite, doi. Ha. Și tot un opt și aici, într-un fel. Doi de monede. Asta e. În această relație a cuiva foarte tradițională, sau job, sau poziție, sau, eu știu, o cultură, sau genealogie, da. Când zic familie sau relație, poate să fie și relația cu familia, cu părinții, da? Acest personaj a fost învățat, da, să muncească, să construiască, pentru că trebuie să lase în urmă o avere, să creeze o avere cu partenerii lor, partenerul, partenera, da? Și hodoron tronca apare soarele, trezirea. Sau personajul care inspiră un copil. În sensul nu neapărat, poate că vă gândiți voi la un copil, nu, eu mă gândesc în mod special la ce am zis mai devreme. La galbenul acela solar, la sinele, descoperirea sinului apare această provocare printr-o întâlnire. Da? Și apoi, această trezire ajută pe acest personaj, care o fi el să înțeleagă că de fapt n-am trăit nicio avuție, nicio grozăvie în această familie sau în această relație sau în acest cuplu sau în acest job, pentru că de fapt aveam bani și nu aveam dragoste, aveam bani și nu aveam Dumnezeu, nu aveam spiritualitate, eram în afara spiritualității, eram în fric și în ceață, nu știam de fapt unde este căldura și stabilitatea, da? Credeam că o să-mi construiesc eu sau credea el că o să-și construiască stabilitatea doar prin bani și prin, eu știu, relații. Dar nu. azi zic, soarele acesta se vede, radiază pe, pe fereastră și inspiră. Deci, interesant, parcă nici nu vede bine, acum văd cum se leagă, da? N-a văzut bine acest personaj. Deocamdată e blocat, iar și acesta e același, cred că e același, da? legat la cap sau poate chiar și la un ochi, n-a văzut bine, nu vede bine. N-a văzut. Încă, încă mai are de lămurit în sinea sa, niște în sine, sinele său. Trebuie să se trezească. Că sunteți voi, că cineva vedeți despre cine vorbesc, evident. Hai să vedem energia peștilor în această poveste. Ia uite. E o pasiune teribilă care merge cu o viteză sau se dezvoltă sau vine spre voi. Fiu, dar cine vine? Mai, mai. Am văzut și cavalerul de spade și asta chiar că seamănă cu un cavaler de spade sau de bute. Uhu. Mai, dar vine o pasiune teribilă în viața cuiva. Cu viteza luminii. Îmi <laughs> place. E soare aici, iar e soare. Viteza luminii. Dar după ce până acum a stat, a dus încărcă multe responsabilități. Iar soarele, soarele este cel 8-8, opta, opta, da, pentru mulți a fost, este un moment special de declanșare de ceva. Hai să vedem. Energia peștișorilor în această etalare. Da, e, ați văzut ce frumos se termină cu doi de monede și a început cu doi de monede. Mulțumesc pe confirmare, spirite. Uh, nu, nu-mi place. Da, cineva care s-a mințit, s-a obișnuit să fie sarcastic, da? Uh, poate un pic cam egoist sau pf, plin de aere, care bani. Puf! Cerbul acesta și hiena. Nu, mai dăm, ia să vedem. Nu, n-aș vrea să fiți voi. Sperăm că e cineva și acel personaj se va schimba să le ajute Dumnezeu. Sau să ajute. Nu, nu-mi place hiena. Nu. Energia peștișorului în această poveste. Vă rugăm. Uf! Am văzut oul și păstrez oul. Nu le păstrez pe toate trei, că sunt interesante. Da, ieșiți din frică. În primul rând, ieșiți din frică și din griji, da? Am văzut tigru care pentru mine înseamnă marea preosteasă. Tigru, intuiție. Deci, cum a fost, așa a fost. Prima a fost oul de aur, care reprezintă inima, chakra a patra. Cineva trebuie să-și deschidă chakra a patra. Întâlnirea dintre voi și cineva sau vine cineva în viața unora dintre voi care vă deschide ceacra inimii. Dacă voi sunteți într-o variantă a voastră superioară, voi le deschideți lor ceacra inimii. Aveți, apropo de o, oh, da, există un potențial deosebit cu cineva. Dar acest personaj deocamdată s-a încălcit în emoții și în atracția față de voi, eventual. Poate și voi să sperăm că dacă aveți tendințe obsesive să vi le E tot un 8, e tot ca să opta scorpionul, e să vi le controlați, să vi le vindecați, dacă sunt pești cu atitudini obsesive. Acum, trebuie să se aleagă din perspectiva iubirii și a dragostei. A apărut mielul. Pentru mine, acum, mielul reprezintă puritate. Probabil că un personaj începe să simtă de fapt dragostea. Emoții, emoții foarte pure și totuși foarte încălcite și se simte uh, nu doar atras, se simte acaparat de toată această lume emoțională pe care n-a mai simțit-o. Acum, dacă sunteți voi, țineți-vă inima deschisă cu alte cuvinte. Iertați dacă trebuie să iertați, chiar dacă uneori e greu. Păstrați-vă puritatea Acum am zis mesajul din perspectiva ce trebuie să manifestați voi, nu altcineva. Păstrați-vă puritatea, mielul este pur, da? Îl reprezintă pe Isus. Nu vă sacrificați aiura. Iisus nu s-a sacrificat aiura, dragii mei. A avut un scop măreț, mântuirea omenirii. Și atunci, sacrificiul nostru nu trebuie să ne ducă în nămol spiritul, și sufletul pentru cine îi spune, o îi spune pentru cineva. Sacrificiul nostru trebuie să aibă un scop măreț, adică te sacrifici. În ce sens? Sacrifici acele dorințe carnale pentru creșterea ta spirituală, da? E un ou de aur pentru valorificarea ta altfel decât ai făcut-o până acum. Și interesant că apare octopusul da, sub, dacă e să ieși în această obsesie emoțională, fizică, față de cineva, din această încălceală emoțională, dragă peștișorule sau peștișor, peștoaică, da, care încă ești în această creștere spirituală, păstrează sporitatea și da, sacrifică-te dar pentru acest ou de aur, nu pentru aceste emoții încălcite. Posibil, cineva este obsedat de o altă persoană. Acum, hai să citesc cărțile. Uf. Option. Cât de mult am vorbit. Moartea a fost clarificată de putere. Cineva tot încearcă să... Da, nu, e moartea egoului, se vede clar. Uf. Moartea egoului. Dacă vă luptați cu cineva și știți de ani de zile că acest personaj încă nu și-a temperat ego și nu și-l-a transformat, dragii mei, renunțați. Renunțați la acest cuplu și la această cuplu, poate să fie orice, poate să fie și membru al familiei, frate, soră, părinți, da? La locul de muncă, prieteni, de o viață, care sunt tot cu gura mare, da? plin de aere egoiști, impulsivi, da? Și voi tot încerca să-i deja simt să-i temperați. Toți vă învârtiți în acest cerc și nu mai ieșiți. Transformați-l odată. Că tot a apărut și scorpionul și casa opta și moartea. Puneți capăt aceste relații în ce sens? Luați-o într-o nouă direcție. Vindecați-vă. Vindecați-vă. Și mergeți cu încredere, cu creativitate, am zis mai devreme, într-o nouă direcție. Da, va trebui să alegeți. Și ce să alegeți? Să separați, în primul rând, această dragoste, această, această nouă lume pe care o puteți descoperi singur sau cu altcineva, de conflictele care, conflictele care sunt. Ce în pentru mine casa leului, poate să aibă legătură acest cinci de spade cu ce am zis mai devreme. Puneți capăt, da? Doi de spade. Blocați aceste conflicte, argumente pe care le-am zis la început, pe care le aveți cu cineva. Posibil, personajul să aibă marcaj în semn de foc. Marcaj, nu neapărat. Dar poate să aibă marcaj. Să, ai, să aibă o atitudine un pic aventuroasă, un pic imatur sexual. Nu că n-ar fi bun la pat. Nu. Imatur sexual, cum am zis mai devreme, privește sexualitatea ca pe o distracție, ca pe o necesitate, nu ca pe un lucru deosebit, care poate să aducă creșterea sinelui și creștere spirituală, da? Și aici trebuie vindecată povestea între voi și cineva. Dacă nu sunteți voi, poate să fie cineva, da? Oricine. Marcaj poate să fie și în scorpion, da? Cuadratură, scorpion leu, știu cum e, nu e ușoară, da? Și trebuie să vindecați. Asta e un mesaj. Și în momentul în care blocați această energie, o luați de la zero cu încredere, cu credință, și vă bucurați de viață, de prieteni. Și aici e un soare și aici, parcă este și cerul la, la, aceeași culoare, da? Întrăsniți. Dacă nu întrăsniți, nu aveți cum să vă bucurați. Întrăsniți. În această nouă direcție. Și... Care e mesajul care vrea să vină? Pentru că sunt două energii foarte... A, normal că sunt opuse pentru că este opoziția pești-fecioară. Da, chiar dacă îndrăzniți, da? pești au multă încredere uneori, uneori, nu toată, nu toți, da. ca și simbol, vorbesc neapărat de zodia, de personaje, de oameni. Simbolul repre reprezintă un pic o oarecare inocență și poate o prea mare credință uneori. Dar asta nu e rău. Dacă în această nouă cale, în această nouă călătorie, două cărți care reprezintă călătorie și nebunul și remitul, jonglați, cum a zis mai devreme, dar în sensul frumos al cuvântului, echilibrați latura întunecoasă, e o monedă mai închisă și o monedă mai deschisă, da? Este o carte mai întunecoasă și o carte mai deschisă. Jonglați între. Bucurie, inocență, uneori și curajul de a risca gesturi sau cărări neumblate, gesturi făcute până acum sau cărări neumbrate, da? Și o atitudine foarte înțeleaptă. Aici este, uh, aici este noua cale pe care trebuie să o alegeți, da? Acest zero. Acest zero, în această nouă cale, trebuie să fiți în echilibru. Cu alte cuvinte, nu puteți să stați doar în umbră, doar în hiperanaliză, doar căutând răspunsuri, da? Fecioară, da? Trebuie să vă bucurați și de prieteni și de viață. Și aici este pești-fecioară, opoziția pești-fecioară. Ca să puteți să aveți parte de echilibru și de o imagine completă a acestor noi posibilități. E un zero, tot un nou, tot un... un, univers încă nedezvoltat. Dar trebuie să fiți în echilibru. Acum, hai să vedem ce alt mesaj mai vine. Uh, uneori, uneori mă obosește, mă credeți? Ce alt mesaj mai vine? Acum, pentru unii dintre voi, bărbați femei, nu contează. Este un personaj care, cu care ați încheiat legătura. Ați încheiat legătura cu acest personaj sau ați stabilit voi, poate că din când în când v-ați mai gândit totuși, dar în principiu ați cam încheiat legătura din cauza egoului sau altor relații pe care le-a avut acel personaj. Însă, acest personaj posibil pentru unii să se fi transformat să fi trecut deja prin transformare, să fi crescut și să-și dorească să comunice cu voi. Am zis că cineva vrea să vă invite, da? Să-și dorească să comunice că s-a transformat, că încă se vindecă de acest ego sau de un cuplu sau de eu știu ce alte tendințe. Da? Și, pe lângă vindecare, ar vrea să comunice dragostea profundă pe care o simte față de voi și, datorită acestei iubiri și atracții sexuale, dar, am zis mai devreme, este acel soare, acel uh, foc auriu, nu roșcat, auriu, care vindecă și crește din punct de vedere spiritual față de cel roșcat care este pur fizic. Și aici este. Acest personaj se vindecă, se transformă în continuare, dar transformarea cea mai intensă deja s-a petrecut în viața lor. Probabil, după o perioadă de tăcere, voi ați și pus punct acestei relații, voi ei nu contează. Și veți primi, unii, nu toată lumea, unii dintre voi veți primi un mesaj despre această dragoste, despre această vindecare, despre faptul că, da, a avut conflicte, a avut o aroganță mentală A trebuit să decidă ce și cum Și a decis că vrea să o ia de la zero Chiar dacă ați pus capăt să o ia de la zero Să vă bucurați pentru că trei de cupe înseamnă Și întâlnirea cu sufletul pereche, da? Eventual a început să se iubească nouă de cupe Și își dorește 10 de cupe să se cupleze cu perechea Să se cupleze eh, Așa a ieșit, da? se bucure de viață cu perechea care îl înțelege și îl completează cu sufletul pereche. A treia cupă este relația. Relația aceasta albă, pură. Da? Interesant, acum observ, nu știu de ce, sau poate mai observat, dar acum a venit mesajul. Vă, vă, sunteți opuși, roșu și verde sunt culori complementare, sunteți opuși și totuși împreună reușiți să să fiți sinceri pur și să, să vă completați, da? Aceasta e relația. Albul ăsta spre bleu. lăptos. Vă, vă hrăniți, apropo de laptele matern, vă hrăniți unul pe celălalt, vă vindecați, am zis. Și totuși, și totuși, și totuși, există o tăcere care probabil că, aș vrea să-l clarific acest remit. Probabil se va mai manifesta tăcerea din când în când sau chiar dacă acest personaj vine și vă spune câte vă spune, eventual poate să vă spună că a intrat în această călătorie a creșterii sale spirituale și că încearcă să-și mențină echilibru, dar și etalarea a rămas așa un pic în stemba. Clarifică remitul pentru acest ultim mesaj. Clarificăm, vă rog frumos, remit. Și atunci, voi trebuie să alegeți doi de monede. Da. Aici este nevoia de analiză a acestui personaj. Încă are nevoie de răspunsuri. Chiar dacă se transformă, e în proces de transformare. Într-un proces în de... Transformarea ține mult timp. Asta vreau să zic. Nu e așa. Transformarea, moartea, schimbările nu se petrec așa hodron tron Nu e o vrajă care se produce instantaneu, da? Eremitul a fost clarificat de valetul de spade, iar nevoia de a comunica justiția, steaua și male preot. Am zis cineva care are marcaj în semn de aer, am zis să mă special în balanță probabil și încearcă să-și echilibreze mintea și eu știu ce poate și sufletul acum. Acest personaj vrea să spună că ar vrea să-și echilibreze viața cu justiția și steaua și să crească spiritual, dar pentru unii, nu pentru toată lumea, trebuie să vindece steaua, o situație, un contract. Ori la locul de muncă, ori cu cineva. Sunt căsătoriți. Cu justiția și male preot, unii sunt căsătoriți și trebuie să vindece, da? să se echilibreze, să vindece această căsătorie. Alții speră că adevărata lor legătură spirituală va fi în viitor cu voi un viitor, e un viitor care totuși durează, este mai greu de atins, da? Chiar dacă acum probabil au acest contract căsătorie cu altcineva, probabil că ar trebui să aleagă să se separe de acel personaj, bărbat, femeie, ce fi, contract, ca să se manifeste male preot în viitor cu voi adică legătura spirituală și vindecarea să se manifeste cu voi. Chestiune. Pentru ne-a zis, doamnele care au lucrat și domn evident, da? care au lucrat la creșterea lor spirituală, ei sunt cei care luminează calea. De am zis eremitul merge către stea. Voi sunteți cei care luminați. Viețile unor personaje care încă n-au început să crească, nici măcar n-au început și știm bine că această creștere spirituală nu se oprește decât în momentul în care terminăm această viață. Să ne fie clar, da? Creșterea spirituală se încheie în momentul și nu chiar că ar putea să continue și în viața următoare. Adică nu e un proces care parc, S-a întâmplat în câteva săptămâni, nu? La capătul setului de cărți. Dar cineva își dorește independență. Iar nu noua, noua. Își dorește iar mai. Mai este de așteptat în legătură cu acest personaj. Mai e ceva de așteptat, deși există speranță și. și speranță este, dar și confuzie față de acest ideal. Acest personaj nu este obișnuit să gândească în termeni atât de ideali. Da? Am zis, dacă este mental, cum se și vede, și nu vreau să zic muza este mental acest personaj. Când e, când e vorba să mediteze, să mediteze, ce cuvânt, cam prea mult pentru acești gen de om. Și nu în sensul negativ, nu vreau să zic că regina de spade negativă, nu. Cartea, în acest moment, îmi arată că Regina de Spade este foarte logică. Și atunci, aici este confuzia între cum să găsească explicații la, această, la acest ideal, la această fericire pe care și-o dorește, a început să-și o dorească. 2 de monede, te frumos. Clarificăm 2 de monede. Eu clar văd un mesaj din partea cuiva. Acest val de dute care iubește, simte. Dar trebuie să aleagă, trebuie să fie, dat 2 de spade, 2 de monede de două ori. 2, 2. Da? 2, 2, 2. Clarificăm 2 de monede pentru că Poate că și voi trebuie să alegeți. Îi alegeți pe ei. Poate... Ah, interesant ce mai e. Doi de monede a fost clarificat de nouă de spade. Aici este a... această alegere. Dă dureri de cap, clar. Regele de spade. Și marea preoteasă. Vă recunoașteți de da? dragoste. Și regina de spade. Și nouă de monede. Și confuzire. Unul dintre voi este într-un cuplu clar. Altul este singur. Marea preoteasă și mare preot. O legătură spirituală, profundă, între voi. Dar trebuie să se producă schimbare. În primul rând, unul, cel care e într-un contract, trebuie să se elibereze de contract. Da? Da. Stau să văd dacă mai simt vreun alt mesaj, mai primesc vreun alt mesaj, dar aici este. Chiar dacă veți primi acest mesaj, vor mai fi momente de tăcere pentru că acest om încă nu și-a găsit și e de înțeles, da? Nu și-a găsit încă răspunsele la toate întrebările. Și mai are multe de rezolvat cum să-și echilibreze și viața lor ca să poată să vină cât de cât echilibrează în viața voastră. Că nu v-ați dori să vină în cine știe ce energie, da? Și nu v-ați dori, zic eu, așa e normal, moral, și drept, corect, că tot avem justiția. Nu v-ați dori să, să, se întâlnească cu voi și să știți că mai e și cu altcineva. Nu știu, pentru unii dintre voi există un personaj care vrea să vină politically corect. Da? Așa ar vrea să vină. Acum, mă reuși? Iar a văzut nouă, da? Ați văzut nouă, nouă, nouă. Și probabil atunci va fi un alt moment de decizie pentru, și pentru voi și pentru ei. Dacă vă dă prea multe dureri de cap această poveste, va trebui să vă vedeți de creșterea voastră spirituală și voi, de echilibru vostru, da? de dreptate în viața voastră. Acum am răsucit un pic mesajul ca să fie și din perspectiva voastră. Doi de poate să... adică o, oricând poate să fie o persoană sau să fie ambele persoane, da? Ah, interesant. Ce mai simt? Alt mesaj și cam gata. Acum încheie. Wow, cât am vorbit atât și dar nu trebuia să fac așa lung. Va fi un moment de tăcere, de conflict interior, mental, de blocaj, pe care poate îl, îl, îl provocați voi sau cineva îl provoacă. Dar vorbind despre voi, că e voastră, s-ar putea, unii dintre voi, să trebuiască să alegeți între această dragoste care... sau poveste de dragoste care s-a încheiat și personajul revine transformat și o nouă poveste să alegeți între două personaje și acest personaj încă să fie, am zis, căsătorit, tri... o oh, Grigoriu triunghiur, da? și să trebuiască să aleagă și acest personaj, chiar dacă e nouă dragoste, chiar dacă se bucură, chiar dacă își dorește să fie cu voi, trebuie să, să înțeleagă, să aleagă. Ho, ho, și va mai... Nu va vorbi prea des, tocmai, tocmai pentru că trebuie să-și rezolve problemele. Și aici iar este alegerea voastră, da? Doi de monede, doi de spade, ce faceți? Pe cine alegeți? Personajul din trecut? Personajul nou? Da. Clarificăm nebunul, te rog frumos. Și gata, încheia. Wow! A zis, e o atracție teribilă între voi și cineva, dar acest personaj are de rezolvat niște treburi. Ai într-o relație karmică, toxică, de care trebuie să se elibereze. Pe de o parte, și întâlnirea cu voi vine și ea cu o încărcătură și un consum energetic care efectiv dă, îi dă viața peste cap acestui personaj. Nu. No. Am zis, Vedeți cum combinați mesajele. Eu le-am înțeles, acum sper să le înțelegeți și voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau-ceau!